Bună seara, stimați telespectatori! Ne bucurăm că sunteți alături de noi în fiecare sâmbătă. Și știm că cu siguranță că ne urmăriți, pentru că La Viața în Balanță întotdeauna este un destin, o viață de om, care merită și trebuie să fie pusă în balanță. Astăzi vrem să vă propunem o întâlnire cu autorul multor personaje cu care am mers rând pe rând în copilăria noastră, alături de cărțile pe care le-am lecturat cu plăcere. Haideți să vedem cine e acest om. Urmăriți-ne în continuare! L-am terminat grafica de carte la Moscova și chiar fiind în timpul ăsta cât învățam la Moscova, de acum eu luam cărți de la editurile noastre și îi ilustram. Îmi place foarte mult acuarela și îmi place pentru repezițiunea ei, fiindcă ea nu-ți permite să lucrezi mult timp la ea. Trebuie să lucrezi foarte repede, așa, ca un sniper. Dacă ai nimerit în 10, e bine, dacă nu, înseamnă că altă țintă și pleca mai departe. Marele scriitor rus Lermontov. Deci el s-a exprimat așa, a zis că te uiți la unii oameni și a zis că dacă ei își pierd un picior, o română, ai impresia că ei și-au pierdut nu numai o mână și un picior, dar și-au pierdut o jumătate din suflet. Deci eu vreau să vă spun că eu nu sunt omul cel care mi-am pierdut sufletul cu picioarele. Și nu mă deosebesc absolut din nimic de oamenii ăștia și niciodată nu m-am lăsat eu să fiu mai prejos decât ei și niciodată n-am admis că, vă zic, ei, măcar un milimetru să-mi spui că, vă zic, eu pot să cedez în fața lor. Cu soția m-am cunoscut în timpul când lucram la Academia de Știință, la arheologi. În felul ăsta m-am cunoscut întâmplător, cum toată lumea se cunoaște și am avut, vă zic, relații de prietenie așa timp de vreo 3 ani de zile și după ce am hotărât eu că da, într-adevăr, eu știți că un Mustang de cea la care de-am fost prins cu arcanul și nu mai are încotro, deci da, am zis, mă predau și primână închiziții și am hotărât să întemeiez o familie și zic, gata, de acum aveam 27 de ani, știam precis ce fac, ce vreau, o să rezist. Până la urmă rămâne umorul și setea de viață, vreau zic, să fie lupta pentru viață. Așa e ca o deviză, în viață trebuie să fii luptător, omul de luptă, cum s-ar spune. Te lupți până la ultima suflare, asta e deviza. Eu cunosc oameni care, vreau zic, sunt extraordinari, care el nu poate să meargă nici în cârjă, șede numai în pat, dar e un om jos pălăria, cum s-ar spune. Viața e o luptă, ori și oră, ești de atât așa interesant, închipuiți dacă n-ar ce asta, nu ce ar fi, nu? Ar fi o plictiseală. În spatele multor ilustrații, în spatele multor tablouri care sunt pictate de către acest om, se află de fapt un suflet mare, un om mare, un om pe care putem să o spunem cu litera mare. Bună seara, domnul Vasile! Ne bucurăm că ați acceptat să veniți aici la noi în studio cu familia reîntregită, pentru că sunteți într-adevăr o familie de artă toți. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și bună seara telespectatorilor! Într-adevăr, sunt bucuros că am nimerit aici la dumneavoastră și sper că să fie o seară plăcută pentru toată lumea. Domn Vasile, începem cu dumneavoastră, pentru că, de fapt, dumneavoastră sunteți personajul cel mai principal în această seară. Să începem chiar de la început, cu povestea vieții dumneavoastră. Să începem din chiar copilărie. Copilărie. Sigur, toți am avut o copilărie și vreau să spun că ea a fost extraordinară. M-am născut într-un sat foarte frumos din raionul Hâncești, care se numește Săcăreni, și acolo mi-am petrecut pe copilărie. Deci am 3 surori, am un fratenică și, cum să vă spun, m-am simțit fericit în această familie. A fost alea cam un anivoios, fiindcă de la vârsta de 3 ani m-am bolnăvit de o boală care se numește poliomielită și astfel trebuia numai decât să mă învăț să merg cel puțin măcar vertical, ca să mă pot deplasa cu ajutorul cârjilor, și am învins și chestia asta, deci am învățat un an la noi în sat. După asta nu puteam să mă duc la școală, fiindcă era glod foarte tare și drumurile srele. Părinții au hotărât să mă dea la o școală specială internat din satul Ialoveni, aici, aproape de Chișinău, unde am terminat 10 clase. Am avut niște colegi extraordinari care îi pomenesc întotdeauna numai de bine și m-am bucurat de asta, că ei tot timpul mă stimau pe mine, fiindcă le povesteam foarte mult povestioare hazlei. Deci eu, în momentul acela când, vreau zic, nu puteam să mă duc la școală, părinții îmi cumpărau creioane
colorate și sora mai mare, care e bibliotecară în sat, îmi aducea multe cărți, eu citeam și deci eram în stare să le povestesc lor la nesfârșit diferite istorii. Și pentru asta ei mă stimau. Deci povesteam undeva când eram în internat până noaptea târziu, până la ora 1, până când adormea ultimul din noi. Și după asta, zic, povesteați de prin cărți sau de, chiar și mai inventați din când în când? Cărți, desigur, și inventam. Îmi place asta. Asta e mai interesante. Da. Și să vă spun sincer, nu m-am gândit niciodată că eu o să devin un ilustrator de carte. Fiindcă după aia am terminat școala de arte Repin și vroiam așa să pictez un ulei, tablouri mari, așa, să fiu așa un pictor renumit. De eu știu, eu am învățat mai mult pe școala rusă. Acum, de acum, în anii ăștia ultimii, am aflat cât e de plăcută și de interesantă și cultura noastră de peste Prut, pictorii mari ca Tonița și alții. Și toate culturile lumii sunt foarte interesante, principalul se cunoște ceva. Adică vreau să spun că chiar am avut norocul că am învățat la Moscova la grafica de carte. Și astfel am devenit ilustrator de carte. Am ilustrat foarte multe cărți chiar de pe, în timpul când învățam. Și cel mai mult mi-au plăcut copiii, deci am ilustrat mult pentru copii. Îmi place culoarea, îmi plac poveștile și cred că nimic nu este mai interesant ca copilul, că el e foarte curat. Chiar dacă spune vreo minciună, îl crezi că e extraordinar, e bine să ai de-a face copii. Și iată așa, eu am devenit ilustrator. Însă, în paralel, am tot timpul, vă zic, am participat la expozițiile noastre și am pictat și tablouri în acuarelă. Deci, îmi place mult acuarelă, cum am spus. Și la multe expoziții de noastre am participat intens. Cărți am făcut, deci, pentru copiii mai mult. Am făcut, adică cum am făcut? Am ilustrat, pentru că a face o carte este foarte greu. Lucrează un colectiv întreg pentru a face o carte. Deci, eu mi-am făcut datorie ca ilustrator. Dar înainte ca constructor de carte, da. Atunci, înainte de a desena, vă elaborați o schemă, citiți cartea, vă gândiți, sunteți și un critic în același timp. Asta e foarte interesant. Deci, e bine, de pildă, când ilustrezi un autor așa cum este clasic, Casadoveanu, ori Pușkin, ori Lermontov, ori eu știu, oricare clasic, de la noi, ori din străinătate, fiindcă atunci, de acum, tu vă zic că ești independent. Cel mai greu e să lucrezi cu un scriitor pe viu. Fiindcă atunci trebuie să colaborezi cu dânsul, trebuie să vezi tot ce nuanțele care le dorești și asta e mai greu. E greu, de pildă, și să ilustrezi, de pildă, o carte istorică, pentru că dacă te-ai apucat de o carte istorică despre Ștefan cel Mare să o ilustrezi, înseamnă că trebuie să trecești o lună, ori, eu știu, vreo două săptămâni în bibliotecă, să afli cum a fost îmbrăcămintea, cum au fost harnașamentul la cai, sebile, toată cultura materială, portrete, închipuiți ca un regizor de film, trebuie să intri, să alegi eroi, tu singur să joci rolul, să faci regia la carte. De fapt, este o muncă enormă, nu doar a desena pe o foaie și atât ai tot. Nu, asta nu, pentru că trebuie să găsești personajele, Depinde. Dacă, de pildă, ai o carte de ilustrat despre Harbuș și Zămoș, asta e ușor. Dar dacă faci niște portrete, e mai greu. Da, depinde și despre ce ilustrezi. Dar oricum, orice carte trebuie găsită cheie și atunci e interesantă. Cititorul Și mai ales e greu să pătrunzi în mintea, în psihologia copilului. Adică ca copilul să aibă o plăcere citind cartea și făcând comparații sau să vadă da, dacă este textul, adică ilustrațiile exact date. Exact, mi-ați observat. În primul rând, imaginația. Vă zic că studiezi așa ca un om mare și după asta te pui în mintea copilului. Și ilustrezi. E o muncă interesantă. Sunt niște imagini, nu chiar pentru maturi, sunt niște imagini puțin mai hazlii, mai haioase pe unele locuri. Nu știu, iată în ultimul... Atractive pentru copii. Niște în imagini. Moment am ilustrat o carte așa foarte, așa, cum să vă spun eu, am ilustrat-o pentru Union Fenos, mi-a comandat-o domnul Ignacio Ibarra și era vorba despre doi copii care au fost electrocutați. Și a scris o scriitoare de-a noastră foarte renumită, care îi spune doamna Claudia Partole. Am ilustrat această carte, însă vă închipuiți, e un caz tragic și chiar mă gândeam, zic, cum o să mă isprăvesc cu treaba asta, însă până la sfârșit am pătruns în text și m-am isprăvit cu lucru. Și s-a primit o carte din punct de vedere a textului foarte interesant, a scris-o așa filosofic și chiar anul trecut, în 2005, a fost cartea anului, când au participat la saloanele de grafică de carte. Deci asta e anul 2005. Sunt un om foarte optimist.
Cred că este cineva, stă cineva în spatele dumneavoastră sau cineva care v-a dat o lecție și v-a învățat cum să fiți atât de optimist. Vă spun sincer că lecția care eu am primit-o în genere, toată depinde numai de literatură. M-a ajutat foarte mult că am citit multe cărți în copilărie, dar am citit enorm de mult, pentru că nu puteam să mă mișc și deci creioanele și cărțile erau, vă zic, era pâinea mea cea de toate zilele. Deci vă spun că citeam foarte mult și am citit atâta literatură și patriotică și povești și am înțeles că, deci, în viață, pur și simplu, viața e foarte interesantă, extraordinară și n-ai niciun pretext ca să nu fii optimist, pentru că, nu știu... Ați făcut două școli de arte plastice, e vorba de fosta, Institutul fostul Repin, da? Da, exact, școala Plămădeală acum. Da, Plămădeală acum și Institutul... Institut Poligrafic din Poligrafic Moscova. Poligrafic din Moscova. Deci, la secția grafică de carte. Adică, până ajungeți să faceți aceste școli, cine, imboldul a fost din interiorul dumneavoastră sau v-au ajutat, v-au susținut părinții? Da, desigur că în primul rând m-au susținut părinții care, fiind niște țărani simpli de la țară, din acest mic sătuc, m-am născut, așa cum s-ar spune, pe malul râpii, prin grădină la noi trece un pârâu și eu chiar câteodată mă râd, zic că asta e delta râpii, pentru că trei pârâie se adună acolo și părinții mei, fiind niște oameni așa simpli, țineau foarte mult la mine. Și au hotărât cu orice preț, numai decât să nu mă lăs așa în situația asta, că eu nu pot merge, și m-au dat la școală. Deci asta e cel mai enorm merit care ei m-au salvat. Deci ei au văzut în mine un om și m-au susținut. Și chiar tata îmi dădea tot timpul creioane. El tot timpul mergea creioane. A văzut talentul de dumneavoastră, tata. Da, a văzut talentul tata. Și m-a susținut. Mi-a ducea creioane, îmi cumpăra câte un briciac, dar pentru mine asta era o mare bucurie, cu două lame, așa, îl deschideam, mi-a scuțat creioanele. Și acum țin minte aceste minunate creioane, se numeau Spartac. Ce să mai vorbim? La școală, când am ajuns la Ialoveni, eram pictorul clasic. Și deci eu desenam tot ce trebuia, gazeta de perieti, tot absolut. Și acolo tot mă stimau pentru asta, că lucrăm, munceam, mult desenam și iată, grație educatorului meu de clasă, care îi spune Evgenie Nichifruci, el a fost un om extraordinar, care a văzut talentul ăsta și m-a susținut mereu. Îmi dădea albumuri ca să desenez. Și după asta, deci dacă eu am desenat tot timpul, am încercat să intru la Repin, la Plămădeală. Primul an nu mi-a reușit, fiindcă am scris pe doi o dictare și deci asta eu sunt mare gramatic. Am reușit a doilea an și la fel, chiar și la Institutul de Grafică din Moscova, am reușit tocmai a patrulea an. Eram abiturient profesional. Adică, care să fi fost motivele, că tocmai în al patrulea an ați reușit să intrați la facultate? Motivele sunt următoarele. Deci, în primul rând, eu m-am dus la practica, când am avut practica în anul 3, la Plămădeală, pe noi ne ducea tot timpul, așa se numea atunci, nu Sankt Petersburg, dar Leningrad. Ne-a dus în acest minunat oraș, care este o Veneție nordică, și eu când am văzut canalele astea toate, când am văzut ermitajul, orașul ăsta măreț, eu numai decât, sigur, că vreau să rămân în el și să învăț. Și am încercat 2 ani de zile la rând ca să intru la Academia de Arte din Sankt Petersburg. Însă vă spun sincer, pregătirea noastră din școala Repin totuși lăsa mult de dorit. Eu acum analizez situația așa cum este. Ei aveau o pregătire enormă, pentru că și orașul, într-adevăr, îți permitea. Și deci n-am reușit. Deși eu am dat examenele de specialitate, dar n-am reușit la fel, la rusă. Am dat 2 ani de zile examene acolo și am văzut că nu o să reușesc și atunci m-am îndreptat înspre Moscova. Și am dat a treia oară acolo examen și tot am primit o rezică la limba rusă. Ați avut totuși tenacitatea să vă urmați visul? Da, am avut. E obositor totuși asta când... Că sunt foarte multe examene acolo de dat la intrare. Colegii mei care au terminat aceste instituții superioare de învățământ, ei cunosc toată problema asta și cred că spun adevărul. Deci, de acum a patra oară vă spun că eram abiturient profesional, știam locul, acolo se aruncă unii cel mai bun loc, din care parte desenez natura și așa mai departe. M-am isprăvit, într-un cuvânt. Mulțumesc Domnului că am reușit să termin această instituție, într-adevăr prestigioasă. Cum au fost anii de studenție a domnului Vasile Movilean? Foarte interesant, fiindcă acolo, într-adevăr, erau oameni de la care aveai ce să te înveți. O instituție foarte puternică de învățământ și aveai numai dorințe
fost și puteai să faci acolo atâtea lucruri interesante, când că aveau ateliere bune, de gravură, de stampuri, de toate tehnicile astea care există în gravură, în asemenea tehnici. Și desigur că cel mai mult spre grafica de carte, fiindcă ei vreau acolo să ne pregătească ca specialiști anume pentru a ilustra cărți, placate și tot ce este în tipografie. În afară de grafică, mai pictați și tablouri. Deci eu vreau să spun că depinde de tema care mi-o aleg. Eu mi-aleg o temă care mă interesează și vă zic, încerc ca să ating acele probleme care mi le-am pus în față, față de această temă. Și cum numai eu văd că de acum aproape că am spus tot ce cam am hotărât eu după cum judic eu și la înălțimea care mă aflu și imediat după asta încetez și îmi iau altă temă, fiindcă nu pot să lucrez într-una la o temă. De pildă, dacă mă interesează nudul, am pictat acolo vreo 36-40 de nuduri, am văzut că e interesant, da, după asta îmi pun niște naturi statice, ori de pildă am o serie întreagă care am pictat-o cu Chișinăul vechi, fiindcă îmi place foarte mult orașul acesta. Am făcut încă niște tablouri dedicate Sibiului. Am fost în 2004, timp de o lună, la Sibiu, un oraș medieval foarte vechi românesc, din centrul României. Mi se pare că așa, Munții Transilvaniei, după așa. Și e extraordinar de frumos, vreau să spun că el în prezent o să devie capitala europeană acolo. E extraordinar. Și după asta am făcut o expoziție în 2005 de acum, de pe 15 septembrie până pe 30 septembrie, chiar acolo, în Sibiu. Dar, Vasile, vreau să vă întreb, este cumva o diferență între ochiul unui simplu trecător și ochiul unui pictor? Pentru că sunt sigură că mulți dintre telespectatorii noștri privesc aceste tablouri și chiar să fi văzut acel oraș pe viu, nu ar fi pictat în acele culori, într-o așa o modalitate. Da, cum privește un ochi de pictor? Păi un ochi de pictor privește așa ca un ochi din punct de vedere profesional a picturii, adică pe dânsul îl interesează în primul rând compoziția, culoarea, dispoziția, ori o idee de pildă, felul ăsta cred că, dar un om care nu îl interesează lucrurile astea, pur și simplu se uită, da, zice că e frumos și poate să nu observe un lucru. Însă asta nu înseamnă că dacă lui e arătat ceea ce ai observat, tu el n-a să-l observe și el, fiindcă noi în principiu lucrăm pentru oameni, cu dragoste și numai pentru ei. Aveți niște culori la care țineți mai mult, la care apelați cumva cel mai des? Stările dumneavoastră sufletești în acel moment? Nu, eu n-am nicio preferință față de o anumită culoare, ori de pildă anumite culori, fiindcă totul depinde de scopul care mi le-am pus. Asta, în principiu, ca și cum vreau să zic, e un compozitor, el nu poate să aibă numai niște note a lui preferate. Toate notele, toate nuanțele lui trebuie pentru ca să scrie o operă, ori un cântec. Eu așa privesc lucrurile. Adică, de fapt, sunt pictori care pictează cu niște lucruri, drept ați spus, că poate să fie așa ca un stil al lui, că el picteze cu niște culori stridente, luate direct din tub. Ori de pildă unul poate să aibă o gamă a lui cromatică, foarte justă ați observat chestia asta care mi-a spus-o. Dar eu vreau zic că mă gândesc în felul următor. Lucrarea trebuie să-ți dicteze ție în ce culori să o faci, tema, și nu tu să-i impui. Pentru că trebuie numai să asculți atent, eu am observat de la în timpul când ilustrez cartea. Trebuie să o asculți foarte atent ce spune scriitorul, ce spune epoca, ce spun oamenii. Ca tu vreau zic că să nimerești în pânza asta. O imagine mai aproape de realitate. Da, o imagine mai aproape de realitate și depinde de scopul care ți-l pui. Iată în felul ăsta eu. De fapt, este o muncă enormă. Cât vă ia pentru realizarea unei ilustrații sau unui tablou? Deci, pentru realizarea unei cărți, ca să lucrezi la ea, cel mai mult vreau zic că ți ia timp, fiindcă trebuie să pătrunzi în text, trebuie să pătrunzi în lumea asta material, trebuie să înțelegi scriitorul, în primul rând. Și munca la carte e enormă, pur și simplu e foarte enormă. Pe când, de pildă, munca la acuarela de șevalet, ori chiar, nu știu cum pentru alții, dar pentru mine e mai ușoară. Din ce motiv? Pentru că eu vreau să zic că nu trebuie să îndeplinesc cerințele care mi se cer atât de... Eu mă simt mai liber, adică știți ce vreau. Eu pot să fac așa un lucru și să zic că, uite, eu așa văd, asta e viziunea mea. Mă rog, pentru mine e mai simplu asta, adică într-un cuvânt. Și dacă vă interesează în cât timp eu pictez o acorelă, o să vă spun că mai mult mă gândesc la ea. Pot să mă gândesc 3 zile la acorela asta și să o fac în 30 de minute.
A gândi este una, iar a realiza este alta. Da, da, realiza e alta, fiindcă totul depinde de dispoziții, de ideea care este în lucrare. Așa e. Este viața unui om de artă una în balanță, adică care mereu în dileme, mereu în frământări sufletești, adică se împarte între artă, între cea care îl acaparează din când în când și ia mult timp, familie, necesități financiare, adică e cam da, delicat, da. Este așa, da, da. Domnule Vasile. Da, într-adevăr, așa este, cum spuneți dumneavoastră, și chiar mă bucur că ați adus aminte de familie, pentru că eu tot mă uit așa și vorbesc, îmi dați întrebări, dar aș vrea să vorbiți și cu familia mea. Neapărat să vorbim cu familia dumneavoastră, dar... Parcă așa mă pun în gardă, zic, să nu vorbesc numai eu, știți cum... Noi am vorbit în prima parte a emisiunii despre domnul Vasile Movileanu ca om de artă, ca pictor, ca omul care ilustrează cărțile. În a doua parte a emisiunii vom vorbi despre domnul Vasile Movileanu ca familist. Să vadă și telespectatorii noștri ce se ascunde de fapt în sufletul și în celula familiei unui astfel de om. Dar înainte de toate vrem să ne spuneți câteva denumiri de cărți la cărui ați participat și dumneavoastră la realizarea acestor cărți. Chiar aveți deci, acolo lângă dumneavoastră. Pentru că sunt sigură că mulți din telespectatorii noștri au ținut în mână aceste cărți, le-au citit poveștii copiilor, dar da, nu știu de fapt că aceste imagini sunt ilustrate de dumneavoastră. Da. E că dacă îmi permiteți, asta e o carte a lui Mihail Sadoveanu, care se numește Trei povești minunate și a apărut și în limba română, dar în momentul dat vărăt o ediție în limba rusă, fiindcă a apărut în ambele limbi. Și a fost tot așa o carte care a obținut cele mai bune ilustrații pentru anul 2, mi se pare că 98, nu știu. A fost editată la editura Iulian. Deci această carte a participat la ediție și doamna Silvia Ursache, o doamnă care deci a finanțat această ediție, acestei cărți. Alte carte? Alte carte mai sunt aici, o mulțime. Iată niște povești care le-au ilustrat, poveștile noastre moldovenești și chiar odată am un văr care era tocmai în Tomsk și îmi spune mie, zice, păi Vasile, uite, copiii mei în Tomsk au primit cartea asta ca primă. Și așa mi-a fost plăcut asta, că ea a apărut într-un tiraj pe vremea aceea de 200.000 de exemplare. Vă închipuiți? Cine mai face acum 200.000 de exemplare pentru toată Uniunea Sovietică? Iată așa, povești. Pe urmă, multe, iată o carte, iată, aici o să vă arăt, dacă permisiunea dumneavoastră. Iată o carte a lui domnul Grigore Vieru, se numește Cartea Ghioceilor. Pe care o are și una dintre verișoarele mele, care va pleca în curând la școală. Da, foarte plăcut. Deci aici sunt poeziile domnului Grigore Vieru, cred că n-are rost să comentez chestiile astea, că sunt extraordinare. Și iată și în limba rusă a apărut tot pentru domnul Grigore Vieru, deci Siolaia Azbuca. Aici mai sunt... Cu Claudia Partoli am colaborat foarte bine și am ilustrat, iată, o carte pentru dumneavoastră ei. A doua am ilustrat-o, cum am spus, pentru Fenosa, iată, cartea care a fost anul trecut. Cartea cu acea poveste tragică. Da. Și multe, multe alte cărți, pentru că eu am foarte multe cărți, dar am luat așa vreo câteva ca să le arăt. Iată, cartea asta îmi place, Menelaus lui Demis, fiul Gloriei, tatăl unei scriitorilor. Și așa mai departe. Deci multe din ele au participat la numeroase concursuri, au participat și peste hotare, deci la Bratislava, la Belgrad, în Japonia, unde au fost imagini din ele, vă zic, publicate în cataloge prestigioase. Și faptul ăsta mă bucur că, iată, la noi din Republică am participat niște oameni la aceste expoziții internaționale unde participă de fapt cei mai buni pictori din toată lumea. Ne-am convins încă o dată că aveți realizări frumoase în ceea ce privește planul profesional. Dar aveți realizări frumoase și în cadrul familiei. Dar înainte de a discuta cu soția dumneavoastră și cu fetele, rugăm telespectatorii să urmărească materialul ce urmează, în care doamna Ana, soția domnului Vasile, ne va demonstra și dumneaei ce poate face. Am văzut că e un om interesant și vesel, plin de viață. Cum este să trăiești cu un om de artă? Cum să vă spun, e interesant, dar așa e cam complicat.
pentru că el se rupe între artă și familie. În general, treburile astea de gospodărie, mai mult eu le duc. Lui nu mai spun când e ceva mai complicat. Și atunci îl chem și discutăm problema și rezolvăm. Când el se închide în atelier, păi atunci nu-l mai deranjează nimeni. El rămâne numai cu dânsul și cu lucrările lui. Mai ales când lucrează la acuarele, nici nu are voie nimeni să deschidă ușa în atelier. Și eu îi previn pe toți că acum nu se poate de intrat, că el lucrează. De obicei, el când pictează, nu-l interesează nimic, pentru că el ai impresia că e pe altă planetă. Poți să-i dai ceva să mănânci care de obicei nici... Dar el mănâncă și se duce la lucruri, iar vine, iar mănâncă, nu-l interesează nimic, absolut. Pe urmă, când acum își revine la viața asta, adică acum, la probleme, altfel. Știți, la broderii m-am oprit mai mult timp, pentru că mai tare îmi place, oare că o fac așa sinestătător, nu depinde de nimeni absolut. Dacă fotografiezi, trebuie să te duci pe cineva să-l găsești. Eu așa mă gândesc când mă apuc de un lucru nou. Dacă am mai făcut lucrul ăsta, un om până la mine, înseamnă că eu tot trebuie să-l fac. Și îmi pun scopul și la tine. Dumneavoastră, împreună cu soțul, spuneți că, în felul următor, că dumnealui este un fel de Don Quixote, iar dumneavoastră un fel de Sancho Panza, adică vă unul pe altul vă ajutați și vă completați. Da, așa și este. Mergeți prin viață și faceți lucruri frumoase. Noi ne ajutăm reciproc permanent. Permanent, nici nu ne închipuim că să facem un lucru unul fără altul, am vedere așa, în gospodărie. Spuneați că dacă mergeți undeva, dumneavoastră cu șevaletul după domnul. Da, am fost în România anul trecut o lună și am stat acolo la gazdă și dumnealui picta, eu luam ceva și brodam și așteptam până termina de pictat și pe urmă ne duceam mai departe unde trebuia. Duceam la gazdă, acolo făceam mâncare. Eu vreau să vă spun că întreaga familie ne-ați demonstrat că, de fapt, imposibilul poate fi atins. Și vreau să anunț din acest moment linia telefonică deschisă 226569 este telefonul la care ne puteți contacta pentru a intra în direct să vorbiți cu noi și cu această minunată familie. Acum, doamna Ana, vreau să vă întreb, cum ați făcut cunoștință cu domnul Vasile? Cum a început această poveste de dragoste? Am făcut cunoștință așa cum se face de obicei. Ne-am cunoscut la ospătărie, început să ne întâlnim și întâlnirea noastră durează și până acum. Seara ieșim la plimbare. Ce fel de soț e domnul Vasile? Un soț bun, exemplar, foarte atent. Nu este egoist deloc, absolut. El se dedă complet familiei. Se întâmplă să și vă certați din când în când? Așa ceva nou, unii străini. Cum aplanați conflictele? Dacă ne râdim pur și simplu și tot sunt de la sine. Adică tot coșturul umorului. Da, cu umorul. Se pare că este deja... Avem un prim apel telefonic. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Da, vă ascultăm, vă prezentați, vă rog. Elena. Vă ascultăm. Vreau să spun că... această doamnă de la dumneavoastră din studio mi-a trezit o emoție deosebită, deosebite lucruri de frumoase și atrăgătoare și vreau să-i spun mult succes în continuare. Îți mulțumim foarte mult, rămâi alături de noi. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cum reușiți să împăcați, să împărțiți familia cu arta? V-a reproșat vreodată soția că nu aveți timp suficient pentru familie? Nu, n-a fost așa ceva. Până când se primește că reușim. Asta e. Și cum este viața de familie? Pentru că știu că mulți cred că, de fapt, oamenii de artă, scriitorii, pictorii, trăiesc foarte bine. De fapt, cum este într-o familie? De fapt, eu cred că într-o familie... Este așa cum este, așa cum este viața. Se întâmplă când sunt, vă zic, perioade mai grele, mai ușoare, mai complicate. Se întâmplă așa când trebuie să iei o hotărâre foarte dură, adică într-un mod oarecare trebuie să fii ca cap de familie și dictator. Da, așa este, fiindcă în momentul ăsta se cere ca de la tine să spui un da hotărât, ori un nu hotărât. Și atunci nimeni nu poate, mulți doresc ceva, dar nu
toți doresc ca să-și iei asupra lui răspunderea. Fiindcă spune un daur, un nu hotărât, tu ți-ai răspunderea pentru asta. Și deci, iată, în asta constă. Depinde de situații, depinde de ce s-a creat în momentul dat. Iată, fiecare zi, fiecare lună, fiecare an, el nu se repetă, dacă ați observat, niciodată. Și chiar emisiunile dumneavoastră nu se repetă niciodată, pentru că toate sunt cu oameni diferiți. Adevărat. Deci, într-adevăr, trebuie de luat o hotărâre de fiecare dată alta. În mod creator. Totul e creație. Dumneavoastră ați mulipsit de acest spirit creator întreaga familie, da, se sigur, pare. Da, eu, da. Fetele v-au urmat din ce motiv? Pentru mine e principalul ca ele să învețe să judece. Ele la mine toate joacă șah. Da, ia noi să jucăm vedem ce facem ele. Da. Campionat. Deci e interesant că ele, cel mai important, eu nu m-am gândit la asta că vreau să zic că să fie ele numai decât pictori, ori designer, ori eu nu știu ce. Pentru mine cel mai important e să fii om interesant, adică să iubești munca. Fiindcă dacă tu ai să iubești munca și să ai dragoste față de oameni, tu întotdeauna ai să reușești să faci ceva. Și să nu fii egoist, iată, pentru asta eu mă lupt, fiindcă asta e cel mai groaznic. Un om egoist, până la urmă, el rămâne singur, fiindcă nu îl mai iubesc aici din jurul lui. Te iert o dată, de două ori, pentru diferite gafe de astea, dar până la urmă omul splitisește și zice Dumnezeu cu el, lasă-l să șadă singur. Și iată, asta e o problemă groaznică acum pentru toată lumea, pentru că când ajungi de-am și-ți dai seama că ai rămas fără prieteni, fără cunoscuți, fără nimic, e prea târziu de acum. Dumneavoastră aveți foarte mulți prieteni. N-aș putea să spun că vreau zic că am foarte mulți prieteni. Am orice foarte caz, mulți... echipa EuroTV deja vă este prieten. Da, asta da, e precis, așa dar eu, vreau să zic că vreau să spun în felul următor că pentru ca să ai mulți prieteni trebuie să le acorzi multă atenție, dar timpul și iată de aici vreau să zic că timpul ăsta ne presează și un om poate merită mai mult atenție, să-i atragi tu, când a venit el la tine, să-l ascult de pildă, a venit o oră, l-a ascultat, două, dar cu părere de rău nu-ți permite timpul și dumneavoastră vă întâlniți cu problema asta. Eu mă uit la țară, se spune că veșnicia s-a născut la țară, da? Așa, este vorba asta. Însă eu când îl văd pe un om, că vine de pildă la mamă, la țară, și se așează pe un scăunel, și de 30 de minute, și el n-a spus încă pentru ce a venit, mă scuzați, asta de acum e pierdere de timp. Și veșnicia asta de-am numai costă un ban, știți? De atâta, câteodată mă gândesc că ei trăiesc așa de rău, că ei nu prețuiesc timpul. Ei nu se grăbesc. Aia mă duc și mâine la prășetă, vine altădată. Este așa o nuanță. Dar pe când aici în oraș, lumea e grăbită, ei se grăbesc. Sări dintr-un trolebuz în altul, emisiuni, telefoane, chestii. Și de atâta aici ceva se mișcă mai rapid. Dar acolo vreau zic că totul așa lent, e plictisală. Ați vorbit de telefoane și mai avem un apel telefonic. Alo, bună seara! Alo? Da! Da, vă ascultăm, vă prezentați! Bună seara! Vă ascultăm! Domnul Vasile, scăutări de la Lovien. Da, mulțumesc. Colectivele cunoștințe care le-ai căpătat în Rusia, poți să le predai și aici la Institutul de Arte, la noi, din Chișinău? Da, sigur. Ai avea totuși îndrăzneala să faci? Da, aș avea îndrăzneala să le predau la studenți, fiindcă am ce le preda, știu ce să le spun. Îmi vezi mulea și școala noastră, moldovnească, cum să mai spunem așa, dacă eu știu că școala rusească e foarte puternică de arte astea. Noi uităm de renumite pictori, Repina, Evazovski și așa mai departe. Da, exact. Și de-aia cred că suntem și ceva și la școală moldovnească. Da, într-adevăr ați abordat o problemă foarte mare și chiar mă bucur că ați spus acest lucru. Le trăim pentru cultura noastră, să o ridicăm cât de cât trebuie să și anume cu așa oameni distoni și trebuie să arătăm la poporul nostru. Într-adevăr. Vă mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră telefonic. Mulțumesc. Aveți perfectă dreptate. Domnul Vasile, de fapt, visul oricărui om de artă este ca discipolii să-l întreacă pe el. Dumneavoastră aveți discipoli, cui e? Pe cine ați învățat ceea ce cunoașteți dumneavoastră, ceea ce știți dumneavoastră? Spunea domnul de la telefon că ar fi bine să cunoască mai mulți. Da, într-adevăr, ar fi bine dacă aș preda de pildă într-un institut și aș avea o grupă de studenți, într-adevăr, cunoștințele care le am din domeniul grafice, de carte, desen, pictură și compoziție, le-aș, adică, întregime, le-aș preda aceste trei obiecte. Dar vreau să spun că de ce eu n-am mers pe filiera asta a pedagogiei? Fiindcă pur și simplu n-am dovedit, m-am încadrat intensiv în ilustrarea cărților
Și astfel am făcut carte după carte, carte după carte și visul meu era ca să fac cele mai frumoase cărți de aici, de la noi, de Republică. Visam tare mult. Să fie, vreau să zic, un nivel înalt, așa, european. Bună seara! Alo! Da, vă ascultăm, vă prezentați, vă rog. Bună seara! Sunt Anatol, un prieten bun al lui, fratele meu Vasile. Bună seara la toți studioși, familie Movedeanu. Vasile, dar totuși vreau să te întreb, frățuică, care e hobby-a tău cel mai, așa spunem? Și mulțumesc mult, să dă Doamne mai mulți băiați așa cu dizabilități să facă un drum în viață, un rând, să fie activ. Să nu fie, deși el nu mă mâncăi, dar luptători. Bună, Anatol! Deci îmi place foarte mult să joc șah. Asta e așa ca un... Trebuie să recunosc că e ca un narcotic pentru mine. Fiindcă mă duc și joc la Anatol 20 de partide și atunci capul mi se face așa patrat și vin acasă. Mă le câștigați? Vă zic că noi suntem niște luptători aprici și cam... Nu cedează niciunul, nici altul. De multe ori, deci remiză. Se mai întâmplă că mă mai chelfanează Anatol. El e un jucător foarte bun, recunosc asta, dar el nu numai că e un jucător bun, dar ne astea, cum îl cunoașteți, e un om extraordinar. Alo? Alo? Da, vă ascultăm, vă prezentați, vă rog. Bună seara! Bună seara! Alo? Da, vă ascultăm, vă auzim. Bună seara! Bună seara! Prezentați! Mă numesc Virginia și aș vrea să pun o întrebare domnului Vasile. Domnule Vasile, ați pictat vreodată portretul soției dumneavoastră? Frumoasă întrebare, îți mulțumim, Virginia. Am pictat-o, dar s-o cot că totodată și n-am pictat-o, fiindcă cele mai frumoase portretele vreau să le fac acum. Chiar vreau să mă dedic în întregime portretului. Ați atins o temă foarte interesantă și am mai făcut eu niște portrete așa la niște oameni. Am făcut portretul surorii mele care mi-a plăcut cum l-am executat și am mai făcut încă niște portrete, dar așa cum aș vrea să o pictez, încă n-am pictat-o, deci totul e înainte. Se pare că în casă aveți trei muze. Da. Vorba de fetele dumneavoastră și de soție. Exact. Adică sunt și ele un metod de inspirație pentru dumneavoastră. Da, sigur. Metoda de inspirație, ci, într-adevăr, ele sunt... Haideți să vedem ce spun fetele dumneavoastră. Da. Cum e să aibă un tată ca domnul Vasile Movedeanu? Victoria? Vă spun bună seara. Bună seara. Este extraordinar să ai așa un tată, așa un exemplu. Victoria, tatăl pictează, mama croșetează și brodează, dar Victoria ce face? Eu fac accesorii, fac genți pentru dame, centuri și... Cred că n-am să o opresc doar pentru dame. Am să fac și pentru bărbați articole de galanterie. Tu privește mai mult de jumătate de țară, domnul Vasile. Sunt oameni care au fost și sunt alături de dumneavoastră. Acum vrem să vorbim cu Cristina. Cristina, te rog să conectez microfonul. Și știu că chiar astăzi ai primit diploma, dacă nu mă greșesc. Ce ai absolvit? Astăzi am absolvit Liceul de Arte Plastice Igor Vieru. Deja examenele au trecut. Da. Cum ai susținut examenele? Vă spun sincer, pe unde mai ușor, pe unde mai greu, dar m-am descurcat. Cred că un mare mulțumesc pot să-i spui tatălui tău, statul. Da, într-adevăr, pot să-i spun un mulțumesc foarte mare pentru că m-a ajutat la diplomă cu sfaturile pe care mi le-a dat. Și nu numai la diplomă, în general pe tot parcursul acestor 8 ani de zile care am studiat în liceu și a fost întotdeauna aproape de mine. Ce drept, mi-a dat foarte multă libertate, dar când mi-era mai greu, da, mă susținea... momentele cele grele. Da. Cristina, spune-ne, te rog, care este lecția de viață pe care ai învățat-o de la tatăl tău? Să fiu optimistă, să mă lupt în viață, chiar dacă ceva pare de neatins, oricum... Cred că voi ajunge la ceea ce îmi doresc eu. Asta cred. Pentru că dacă a putut să ajungă tatăl meu acolo unde și-a dorit, de ce eu n-aș putea ajunge? Aș vrea să le întreb pe fete. Acceptați critica, sugestiile tatălui? La noi predomină umorul. Și întotdeauna, dacă tata are ceva de comentat și de criticat, întotdeauna cu umor. Deodată eu, desigur, mă supăr, cam așa mai sensibilă, dar în timp eu
întreb, dar cum crezi că ar fi mai bine? Sau cer sfatul și atunci mă ajută. Dar domnul Movileanu acceptă sugestiile din partea muzelor sale? Da, sigur. Noi toți acceptăm, altfel cum. Numai eu să-i critic, dar ei pe mine nu. Îi cântăbăresc asupra mea toți trei. Noi întotdeauna criticăm, intrăm în acel, spunem cum, părerea. Ne criticăm unul pe altul, asta e. Și critica la îndreaptă că eu. Că este pictura, ceea ce faceți dumneavoastră, o sursă de existență pentru familia dumneavoastră? Sigur că este o sursă de existență, altfel nici n-am existat. Însă vreau să vă spun că sursa aceasta problema cea e, mai durută e, a unui om de artă, a unui pictor, care este, de fapt? Nu unui om de artă. Problema banilor există pentru toată lumea. Adică, cred că nu e ceva nou. Și modest, dar ne descurcăm. Adică, eu cred că dacă eu spun că ei îmi lipsesc, ei nu o să apară modela asta și nici n-are rost să discutăm despre ei. Eu așa cred. Atunci să discutăm despre pictura dumneavoastră. Noi rugăm regia să pună pe post materialul pentru ca telespectatorii noștri să savureze imaginile ce urmează. Că talentul nu are odihnă. El nu poate fi înăbușit, ci este doar lumina sufletului. Arta este sinonimul vieții. Pictura este o artă, dar totodată o răbufnire sufletească. Este o metodă de a vorbi lumii întregi prin intermediul pensulei. Picturile lui Vasile Movileanu ilustrează o parte din viața sa lăuntrică. Acuarelele sale, pline de poezie și lumină, impresionează prin cromatică vie, puternică, prin sinceritate în redarea realității, cât și a sentimentelor. Vasile Movileanu este cunoscut ca pictor, ilustrator de carte și grafician. De multe ori ținem în mână o carte fără a ști cine a ilustrat-o, cine este cel care găsește fiecărei cărți o nouă viziune grafică. Cum mi-a învățat băiatul cifrele și număratul, la izvoare, alfabetul vesel, ale starfăt frumos, sunt unele din mulțimea de cărți ilustrate de acest pictor. Chiar dacă în Republica Moldova arta nu aduce venit, pentru el pictura înseamnă viață. Este o manifestare, un zbucium al creației sale. Ce este viața noastră fără de împlinirile sufletești? Iar ce sunt împlinirile sufletești dacă nu rezultatul activității în care depunem multă străduință, multă dragoste? Și, stimați telespectatori, într-adevăr, omul depune în creația sa trup și suflet atunci când se regăsește în ea, atunci când își dă seama, atunci când de mână cu talentul și predestinarea, omul își realizează visul. Fiecare om își demonstrează talentul în diverse domenii. În această seară, cred că v-ați convins cu toții că această familie ne-a dat o lecție de viață și ne-a demonstrat că imposibilul este, de fapt, posibilul. Atunci când îți dorești cu adevărat, totul poate fi realizat. Noi vă urăm o seară bună și ne întâlnim data viitoare. Toate cele bune!